Bună ziua, bună ziua, bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu camele și bucate gustoase. Astăzi vom face sărățele. Sărățele, vom avea nevoie de brânzică sărată. Eu aici am 100 de grame de brânză de oaie. Așa. Deci este parmezan. Sau puteți brânză de burduf, ce doriți, să fie sărată de oiță și să fie bună. 150 de unt sau de untură, cu untură ies foarte bune. Vom avea nevoie de 2 ouă și unul de uns pe deasupra. Așa. Apoi vom avea nevoie de sare, dacă este necesar, gustați, dacă credeți că brânzica este sărată, nu mai adăugați și eu nu, astăzi nu adaug, că este destul de sărată. Așa, și făină, tot la fel, cât este necesar, să avem un aluat cât să-l putem întinde. Și apoi vom pune semințe de susam și de, scuzați, și de bostan. Mac, am aici mac, susan și chimen. Și începem să facem aluatul. Într-un bol, am aici un bol. Mai întâi am să rad această brânzică în bol. Eu dau prejuzătoare mare. Este moale, nu este tare. Așa. Ca să o putem frământa. Eu sărbători fără sărățele nu încep. Așa. Și punem 2 ouă. Două de paște. Punem și untul, untura, margarină ce aveți și dăm deoparte. Și acum amestecăm și apoi adăugăm făină. Amestecăm așa bine totul. Bună ziua, bună ziua și bine ați venit! Așa. Și punem așa puțin, puțin câte puțin făină. Și amestecăm bine. Puteți frământa și la robot și cu mixerul, cum doriți. Mai pun puțină făină. Așa. Și după ce am frământat, îl lăsăm să se odihnească și ne apucăm să facem coșulețele. Cum am spus, am să intru în fiecare zi să facem câte ceva. Am, la sfârșit vă arăt și bomboanele făcute ieri, fursecurile îmbrăcate în fondant. Au ieșit super, super, super. Și bune, bune, bune. Așa.
amestecăm așa bine untul cu brânzica și cu ouă. Mai pun puțină făină. Să dăm jos de pe mânuțe. Voi ce prăjituri faceți de sărbători? Ce preparate? Ce bunătăți preparați? Așa. Facem aperitive sărate, sărățele, fursecuri, ați văzut turta dulce, am făcut bombonele, sărmăluțe, nu lipsesc, eu chiar dacă stau în Italia, facem sărmăluțe, fripturică. Așa, și adăugăm făină cât este necesar. Încă puțin. Mai adaug încă puțină și este. Așa, și lăsăm să se odihnească acum și facem coșulețele. Mai trebuie puțină că se lipește. Se lipește. În momentul când aluatul nu se lipește de degete, atunci este gata. Așa. Aluatul spune, mai punem puțină făină, mai punem puțină făină. Mai vreau. Bună ziua, Vase! Bună ziua tuturor și bine ați venit la prăjituri cu camelia și bucate gustoase și nu numai. Într-o zi am să intru să facem și să punem în direct. Să intrați aici pe pagină, să vedeți directe cu săpun, cu creme pentru față. Se fac ușor și oricine le poate face. Așa, aluatul este gata, ia uitați-l, vedeți? Așa, și am să-l las să se odihnească acum sărățele. Și cum am mai spus, le vom pune deasupra susan, chimen. Eu chimen am să bag și în interior și l-am și măcinat o parte. Am să pun deasupra semințe de floare soarelui și de bostan și mac. Și avem un nou. Am să-l pun într-un păhăruț și o să dăm deasupra cu un pensonaj. Așa. I-am adus așa un fund aici, să-l punem. Apoi, cum am spus, pot să facem așa forme, sărățelele. De data aceasta le facem în straie de sărbătoare, sărățelele. Hârtie de copt să punem în tavă. Aici am o tavă și vom mai avea nevoie, ia să vedem aici, de un sucitor. Așa. Le puteți face și lunguțe, sărățele, cum doriți, și covrigei, cum doriți faceți. Așa, eu am 4 și am să împart aluatul în 4. Vedeți că dacă s-a muiat, ia uitați, s-a
s-a odihnit. Așa. Și îl împărțim în patru. Am să deschid și cuptorul. Așa. Am deschis și cuptorul. Așa, și împărțim aluatul în patru. Îl rupem așa, pur și simplu. Doriți mai multe sărățele, dublați cantitățile și faceți mai multe. Așa. Și cum am spus, într-o parte putem pune și mac și în interior, și susan. Dar deocamdată am să pun puțin... Am să dau așa deoparte. Și le pun așa în față. Am să pun puțin chimen. Așa, măcinat. Deci chimen. O să începem cu chimen. Și am să pun în aluat puțin măcinat. Putem pune și puțin făină peste. Imediat vin. Așa, ia să pun așa puțin făină aici. Așa. Și punem. Am să pun puțină făină. Și acum o să punem chimen în... aici peste aluat și o să-l băgăm în interior. Să știți că dă un gust foarte, foarte bun. Și punem și deasupra. Așa. Și amestecăm așa bine. Și îl frământăm așa puțin ca să intre tot în... să amestecăm bine. Așa, și acum întindem. Întindem o foaie. Așa. O să-l mai amestec puțin, că nu s-a amestecat bine chimenul. Și amestecăm așa. Să vedem acum. Sărățele cu brânzică. Mie îmi plac la nebunie aceste sărățele. Așa, și cum am spus, ia să punem așa pe formă noastră, ouul se duce, pleacă la plimbare ușorul meu, așa, și să tăiem, să tăiem, să tăiem. Ia să vedem ce am făcut aici. Așa. Inimioare și căsuțe le facem cu chimen. Și le punem în tavă.
Și apoi le dăm la cuptor și le punem așa. Cele cu chimeni le punem așa aici, inimioare și căsuțe. Vedeți? Așa. Am văzut. Nu știu, nu, eu nu reușesc să citesc acum. După aceea am să mă uit și asta e. Aprofită fiecare de situație, de... Așa, îți mulțumesc, Lavinia. Așa, ia să punem. Să punem și să mai facem încă o... Le facem așa pe rând, mai închid cele cu chimie. Așa. Le punem în tavă. Ia să-mi pun tava aici alături. Ca să nu mă întorc. Să-mi fac loc. Să-mi pun tava așa aici ca să le pun. Și apoi le ungem cu ou. Așa. Așa. Acum să facem și cu susan. Fac decât o tavă și după aceea vă las să nu vă mai țin prea mult. Și acum. Tot așa pun puțină făină. Așa. Și să întindem. Să rup așa, să fac cu bucățele. Ca să facem cele cu căsuțe și inimioare cu chimeni. Cu, ia uitați, cu semilună și cu clopoței o să facem cu susan. Cu brăduț o să facem cu mac. Să le facem așa, ia să vedem. Să facem cele cu clopoțel acum. Așa. Ia să vedem. Ia, uitați. Clopoței, clopoței. Și așezăm așa aici, în tavă, vedeți? Le așezăm așa aici. Și cu semilune. Și le dăm la cuptor. Mai facem. Așa și întindem. Având în vedere că nu avem... Nu avem nimic în aluat, putem întinde toată foaia și după aceea le separăm. Așa, cele cu chimen am pus în aluat și așa, și ia să întindem foaia mai mare și după aceea le tăiem odată. Cuptorul l-am pus la încălzit.
Așa. Ia să vedem. Așa. Și tăiem o dată tot aici. Scoatem totul. Așa, încă un brăduț. Și le punem așa aici pe toate în tavă. Ia uitați. Clopoței, clopoței. Și brăduț. Ia uitați ce frumoși sunt. Clopoțel, clopoțel. Așa. Aici ce avem? Încă un clopoțel, încă un clopoțel. Și să mai facem brăduți. Că sunt puțini. A, unul a rămas aici. Unul a rămas aici singurel. Ia uitați-l. Vedeți? Așa. Am să mai fac încă doi brăduci și dăm la cuptor. Mai întâi le ungem cu aceste sărățele. Așa, ia să întindem. Mai întindem puțin. Să mai facem doi brăduci. Nu aveți această formă, faceți cu forme de care aveți. Așa, ia să tăiem așa un brăduț. Îl dăm jos. Așa. Mai fac încă unul. Văzut ce frumos ies? Și am să mai fac încă unul. Le facem așa mai repede. Ca să dau la cuptor. Așa, luăm aluatul. Și acum am aici tava. Îți mulțumesc, Lavinia, o zi frumoasă în continuare, îți mulțumesc. Acum termin și eu, bag la cuptor și doar vi le arăt, durează foarte puțin, ca să nu vă mai țin. Așa este în bucătărie, durează. Așa, și cu un pensionaj, o să punem ouul deasupra. Așa, ia să batem aici puțin ouul. Așa. Să-l bat cu o furculiță. Așa. Și acum punem deasupra. Nu? Și ungem. Mungem așa bine cu ouă bătut.
Și pe cele cu chimen punem chimen și apoi decidem formele cu ce le ungem, cu susan, cu mac, cu semințe. Așa. Pun așa aici. Așa, ia să mă usuc pe mânuțe. Și acum, cele cu chimen, o să punem chimen deasupra. Le avem aici. Și punem așa cu chimen. Puțin, să se lipească. Așa. Acum, pe clopoței vom pune susan. Am să ung bine, 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 așa cu peste tot, ca să se lipească. Că nouă ne place susanul și e bun. Așa. Deci clopoței îi facem cu susan. Brăducii îi facem cu semințele de bostan, că sunt verzi. Așa. Ungeți bine cu ou ca să se lipească susanul. Așa. Așa. Acum, să ungem brăducii cu ou. Aici este clopoțel brăduț. Mungem așa bine. Și punem semințe de bostan. Ia uitați. Și facem brăduții. Așa. Vrem să se lipească așa bine. Vreau să le dau la cuptor să vă și arăt cum, că durează puțin cât se fac. 5 minute, nu cred că durează mai mult. Așa. Și acum să le ungem și pe celelalte. Și punem mac deasupra. Așa. Deci pe clopoțel am spus că spunem susan și pe circulețe. Așa. Și mac o să punem pe celelalte. Așa, și punem mac pe celelalte. Le puteți pur și simplu întinde foaia și tăiați și le face sărățele normale, în forma clasică. Dar mie îmi place să schimb. Așa. Ia uitați, și dăm la cuptor. Vedeți? Cum arată? Îți mulțumesc, Vasi. Îți mulțumesc. Așa, și dăm la cuptor. Pun aici la mijloc. Eu am deschis cuptorul și deasupra și de desubt, ca să se facă repede.
Și acum, sunt gata, ia uitați-le. Vedeți? Acestea sunt sărățelele. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Vă doresc multă, multă sănătate. Acum vă las, așa, să vă duceți la masă. Vă doresc o zi frumoasă. Ne vedem mâine dimineață cu o altă rețetă. Vă pup și vă urez multă, multă sănătate și o zi frumoasă în continuu.